Regretatul actor Mihai Volontir și-a dedicat întreaga viață scenei teatrului Vasile Alexandrii din Bălți. Și-a jucat rolurile cu multă dăruire și le-a trăit cu întreaga sa ființă. În 2012, într-un interviu pentru Publica TV, ne-a mărturisit că avea emoții ori de câte ori ieșea în fața publicului, chiar și după 55 de ani de activitate. Prea mult mi-au fost trăirile. În anul 2000, Mihai Volontir a fost desemnat unul dintre cei mai mari actori moldoveni ai secolului 20. Sunt actori care sunt diferiți. Actori care interpreți, ce zice regizorul, ce face. Și actori care gândesc, creează rolul. Are în palmares 130 de roluri de teatru și 40 de roluri principale în filme. Până și azi, mă cuprind emoțiile. Înainte de a ieși, fac cruce, nu mă vede nimeni, când fac așa după culisă. Și eu sunt ce? Unul dintre cele mai renumite personaje interpretate de marele actor, care l-au făcut celebru, este Budulai din filmul Țiganul. А может наоборот? Эти ваши белые смаривают черных и серых. А что, я сам был вольная птица. А сейчас... A văzut o lume întreagă, a avut nenumărate oferte, a rămas însă fidel întreaga viață teatrului Vasile Alexandrii din Bălți. Vă cum a spus domnul Grig Vieru, a spus că cel născut în Codru nu are dorință de a emigra. Eu sunt născut în Codru chiar. Deci lângă mărăstirea Dobrușii, în pădure. Unii mă duceam, mă întorceam, fiindcă aici e casa mea, Moldova e casa mea, e patria mea. Actorul Mihai Volontir mai spunea că dorul de casă și dragostea pentru locurile natale nu pot fi cumpărate cu niciun onorariu. Așa am lucrat eu, vă zic, cam cu nimic. În țara sovietică se plătea mizer pentru roluri. Mihai Volontir a fost și un interpret foarte apreciat. Moldovenii când se strâng și petrece țeni având la un colț de masă plâng, la un colț de masă cântă. În 2013, Publica TV i-a acordat artistului trofeul cel mai iubit moldovean.